Băi, nu știu cum să... Știi? Dar... Noi am vrea să... Știi? Nu. Exact. Deci trebuie să vorbim că by the time this has aired, s-a aired și episodul 2 din Stand Up Revolution și suntem curioși care este părerea voastră. Cât de inventiv puteți fi de cum s-a stricat această emisiune și cum v-ați dus pe pulă? Care o fi, mă, părerea oamenilor? Eu sunt curios ce părere au oamenii. Eu nu cred că e așa. Eu cred că oamenii sunt foarte, foarte încântați de... Și uitați-vă înainte să faceți, uitați-vă în sufletul vostru să vedeți ce compromisuri ați făcut voi pentru, pentru viața pe care o aveți și apoi să aruncați... Da, nu, sunteți îndreptățiți și da, foarte bine. Să facă, să zică da, toată lumea ce vrea. Nu am văzut episodul 2, nici noi, nu știm, chiar nu știm cum curge, da. Dar da, într-adevăr, dacă e să o luăm așa, da, da, e, da. Tu ce părere ai, Costel? Juratei! Ce să zic, Dane, uite, este Dan Badea cu noi aici, pentru că n-a putut să fie în carne și oase, dar am însuflețit acest... A, și uite, vezi ce ziceam? Ziceam prostii. Uite-o și pe Maria Popovici. Da, chiar, da. Și suntem este acum un tot... podcast cu tot jurul, da, de la Stand Up Revolution. Da, că vrem să vorbim un pic așa despre emisiune, despre Stand Up Revolution, cam care este feedback-ul nostru de adevăratele, ce s-a întâmplat, la ce să se aștepte oamenii. Bă, ce să se... Eu ce vreau să zic? E că momentan noi ne-am fi dorit să fie mai mult stand-up în sezonul 2. Nu de alta, dar îi zice așa. Așa că îi zice Stand-up Revolution. Da. Dar ghiși ce, tată? Nu sunteți destui. Hai să o dăm păi. Uite la unghiul ăsta, vezi? Nu am gândit. Da. Hai să o dăm păi. Nu sunteți destui care vă faceți, da. Care faceți stand-up. Faceți copii repede și puneți să fiți creativi de cum s-a stricat Stand-up Revolution și Teovie și Costel. Mai bine creativ la face stand-up și veniți acolo la să facem și noi împreună sezonul 3. Și dacă nu fac stand-up, am rate. Audiență să facă dacă am rate, tăticule, și tu stai acasă și te gândești, bă, știi ceva, eu oare sunt bun sau nu sunt bun la stand-up? Foarte bună abordare. Prietene, hai, descrie 5 minute de material. Gata, mă, cu critica. Cât poate să fie de greu, mă, să scrii 5 minute de glume? Las-o în pizda, mă, zic, am ore de material. Și veniți și da, faceți, știu. Veniți pe scenă la sezonul 3. Hai că sezonul 3. Bă, să vii la sezonul 3, dacă poate te bagi în... Frate, am scris-o pe asta. Eram genial, acasă, bă, deci când am scris-o pe asta, genial. Râdeam și eram convins că o să... Da, mamă, eram convins că o să vorbă, și uite, că a mers foarte. Bă, da, da, așa, extraordinar. Sezonul 3, cum a dat? Bă, da, și... Stai, mă, stai să încerc să o dau un pic cafea. Da, mă, deci în sezonul 3, când să... Merge, mă, merge, e foarte bun, e foarte, 3, foarte că 3 este cu noroc, da. Deci ăla o să da. Fie. Păi veniți, pe, veniți pe scenă și faceți un, faceți un semic așa, memeliga, știi, faceți așa, memeliga, și noi știm și trecem direct, știi? Da, frate. Și nu contează deci... ce faceți, puteți să faceți flotări în pulă, puteți să faceți orice vreți voi, vă orice, trecem. Orice, orice, cât timp, dar să se audă când faci flotări în pulă, că noi, dacă avem ăla în față, da, da, da. Și sigur cred că se aud, cred că se aud. Da. 5 minute, tată, 5 minute, vii acolo și dacă treci de calificări, mai trebuie să mai scrii încă 5 minute într-o săptămână. Deci n-ai ce să... Deci, hai, da. Hai. Nu e deloc greu. Mă rog, acum, lăsând cum am pilat o parte, cred că ar trebui să știu oamenii că am fost și noi luați prin surprindere, adică nu e de parcă... Da, da. Am aprobat acest plan, dar iată, viața e complexă și plină de aspecte. O emisiune cu foarte multe surprize, dar și unele mișto și plăcute. Dar de ce? Serios, că acum... Te referi la aia altă. Nu, mă, nu, la Johnny Romano. Johnny Romano, frate, chiar a fost fermecător. Și este omul pe bune. Acum este terminat de emoții, că ce o să fac în etapa următoare. Da. Că nu mai vrea să vină, că nu mai nu e stresat. Și aici intervin eu ca mentor și trebuie să vorbesc cu el, să-l sun, să-i zic, bă... Hai, mă, vino. Hai, mă, bă. Hai, mă, bă. Bă, dar ești nesimțit. O să facă pe aia lui... A, cum îl cheamă pe ăla, făcea micul mișto de la Cluj cu prosopul? Mă, cu, da, Marica. Marica, o să fac, da, o să răsfac, da, da. Ca Marica. Johnny, vino, mă, măi, cu vino, măi, nu vreau să... Johnny, vino, mă, un pic. Johnny, vino, mă, un pic. Nu vreau doar să vorbesc cu tine. Da, mă, Johnny, bă, nu vreau să mai... Vino, mă, și în spate. Acolo să fie cu adevărat mentoratul. Da. Johnny, trebuie să faci. Am, frate. Până mea, adică ai venit. Și în spate, în cameră, e antena care se...
Da, care să... Că tocmai aici. Dar eu aprob un pic să vorbesc cu antena. Băi, lasă-mă, stai un pic, stai un pic. Stai, n-are nicio vină. Nu, că eu cu antena am treabă. Băi, dar stai puțin că până se va fi difuzat acest episod de podcast, va fi difuzat episodul din Ai Umor cu Rocco și Freddy, deci poți să vorbești despre despre Rocco și Freddy. Close, frate. Encounter. Am văzut o glumă care mi-a plăcut extraordinar de mult cu pe pagina ta. Yeah. Că ai pus o poză cu tine și cu Rocco și Freddy și a scris un băiat: ia uite, 30 de centimetri de pulă într-o singură poză. Ce drăguț! Mamă, ceea ce mă face pe mine cu 6 centimetri, ceea ce nu este bine, adevărat. Bine, te face bine! Lasă, Doamne ajută, frate! Ce, bine că nu sunt în minus, eu asta zic. Da. Bine că nu am ceva care mi-intră în corp. Cum ar fi un vagin. Vagin! Așa e, orice iese. Orice iese din corp e mișto. Nasul e fain, că iese din corp, mâinile sunt faine, că iese din... fain, dar nara nu-i mișto. Nara nu-i mișto, frate. Dar de fapt, prin nara intră viața. Uite, buzele-s mișto, gura e... Uite mâinile cum ies din corp, picioarele-s din corp. Ies din corp, frate. Yes. Yes. Păi ce, mă, corpul e fără mâini și picioare? Pe asta zic. Corpul este atâta. Asta și după aia iese și capul e mișto. Da. Deci cum a fost, mă, să... Băi, cum să fie? Ala, ca un nepriviitor de porno. Eu tu nu nu crezi. Asta. Nu mă uit, nu folosește. Dar e chestie recentă sau mai te uitai pe vremuri? Bă, mai uitam pe vremuri, da. Dar și acum fost, nu mă mai uit. Nu, da, nu. Mă, asta pot să înțeleg, dar eu tot timpul ai dat-o la modul că nu niciodată. Eu, în copilărie era în spatele, în adolescență și mulți ani de facultate, așa. Era o colecție, era în spatele casetelor video pe care le aveam noi, așa, mai erau și câteva casete video pe care le mai lua frate-meu, le-a mai luat frate-meu pe acolo. Și pe o casetă era Marchizul de Sade. Uh-huh. Acolo l-am întâlnit pe Rocco și Freddy și mânuța lui. și al treilea picioruș. Da. Și handicapul său. Săracul de lucru. Da. Au avut o viață foarte mișto, unde care piciorul l-a scurtat. Au tot încercat să-l... Că n-are os. N-are. Da. Și faza este că este singurul film la care m-am uitat. Mm-hmm. Oh. Pentru că de obicei astea... De asta nu mi-aduc aminte de Marchizul de Sade. Mi-aduc aminte de Caligula, care era... Caligula, care era film cică, dar... N-ai văzut Caligula cu Peter O'Toole? E un film despre împăratul român. Caligula și e român. Roman. Am zis adevărul acum, român. Împăratul român Caligula. Și e film normal cu Peter O'Toole. Deci, a fost produs de ăsta, de la Penthouse. A fost producător acolo. Nu știu ce. Nu Larry Flint. Sau Larry Flint. Nu, Larry Flint sau... Larry Flint e de la Hustler. Da, iar știu multe informații, așa, dar nu... Așa e, corect, de la Hustler, da. Nu mai știu dacă era de la Penthouse sau de la Hustler. Nu știu dacă era Larry Flint sau nu știu. Dar mă rog, era, în producție era unul din un pornografist de ăsta. Și au băgat o scenă de orgie pe bune. În filmul ăla e o scenă foarte lungă de 10 minute, nu știu cât are, de hardcore sex, mare și orgie. Și Peter O'Toole acolo? Nu e în scena aia, dar el joacă în film. Deci e un film, da, e ceva foarte ciudat filmul ăla. Dar ăsta, Marchizul de Sade, nu știu, e tot așa, e film pe bune. Ați văzut că se bagă foarte mult pe prostetic cock? M-am uitat o leacă la... ăla cu Pamela Anderson și cu Tommy Lee, pe care joacă românul nostru, pe Tommy Lee. Cine? Care a jucat și în The Avengers. Pavlu. Nu știu că Pavlu Shadow, tot. Nu știu, mi-a venit Mitică Dragomir. Da, lui Mitică. Și nu, mă, cum îl cheamă pe românul ăla, mă? Nu mai are el treabă, dar e român. Da, nu mai are treabă cu România sau așa, de a jucat vrei în Avengers. Vrei să mă uit? Hai, mă! Sebastian Stan. Sebastian Stan. Sebastian și joacă Stan. Rolul lui Tommy Lee. Da. Foarte mișto, chiar e ok. Bă, și dacă nu-i arată pula, nu-i pula lui, dar e că Tommy Lee, și Bartă e pula. Bă, dar
cadre întregi cu Dita mai pula și am mai văzut într-un serial pe Netflix, la fel, iar coaie cu pulă, se poartă acum. Și prostetic. Da, îți dai seama că nu se... Dar cumva tot e ciudat. Se întoarce roata, mă, mai trebuie și... Mai trebuie să... Da, da, da. Na, prea mult a fost numai... Da. Aia din Scary Movie când se duce la Glory Hall. Și ce ai zis? Și așa fanii că iese. Bă, da, în fine. Da, așa, gata, deci, scuze. Ok, stai să zic. E o legendă, tocmai, pentru că am tot auzit și m-am uitat la filmul ăla. Bă, și cum eram eu adolescent, pur, neprihănit. Bă, mă... Scuze. Bă, mă... Fraieric. Scuze. Scuze. Mai am? Asta deci scrii. Cum mă uitam la așa? La filmul ăla, bă, la un moment dat a fost, stai mă frate un pic, că despre ce e vorba aici? Ok, am înțeles, este, erau niște secvențe foarte dure în grup, orgii, dar la un moment dat era cu pișat pe gluma mea care e cu, când cu pișatul. Am făcut o glumă la un moment dat, aveam o poveste cu un prieten, care vine la mine și zice, m-am început să povestească despre o gagică cu care a fost și că a rugat-o să se împingă de ea. Și cum introduc și eu chestia asta la mine acasă, că nu mi-am dorit până când mi-a zis asta. De fapt, eu am luat o glumă de la secvența aia, că era, mi-a rămas în cap de la secvența aia Marchizul de Sat când se pișe pe ea, știi, și așa, și mi-am imaginat când te piși dintre alea, pișat dintre alea, de n-ai băut apă. N-ai băut foarte multă apă. Bă, și... s-a stricat și podcastul și asta, nu mai vine trei. Da. Așa, da, cum o dăm pe antenă, că e podcastul ăsta așa. Aia e problemă. În fine, Loredana, mai stai puțin și intri. Măi, Loredana... Ideea era ca un film care, când îl vezi, când pur și simplu te uiți și nici n-ai, ești virgin și n-ai făcut asta niciodată, îți trezește o curiozitate foarte mare. Că eram, bă, ce se întâmplă aici, care e faza? Și era hardcore. Dar omul foarte așa, îți rămâne e fermecător, îți rămâne pe în creier. Foarte mult timp, mamă. Da, mă, frate. Da. Și foarte... 30 și ceva de ani. Da, mă, de 30 de ani face chestia. Nu. Da, de 28. Deci de la 20 de ani. Are 58 de ani și arată foarte bine, e fucking fit. Deci 30 de ani. Da. Da. Avem un moment de la matematică acum. 20, la 30 de ani face 24 de centimetri. Deci la 20 de ani. Asta am de calculat. De la 28 de ani. 38 de ani. De 38 de ani. De la 20 de ani. 20 de ani. Da. Băi, ești nebun. Da. Și are academie. Adică omul foarte mișto, cu o conduită. Sunt sigur că dacă... Auzi, la Academia Rock nu trebuie să dai ceva, că zi, trebuie să iei ceva ca să intri. Da. Mi s-a părut foarte tare. Bă, mi se pare... Am luat-o un pic de la secretarul de la Academie și am intrat. Cred că cu timpul ajungi, dar poți să fii confortabil așa, nu neapărat confortabil, dar să fie, trebuie să stai ceva timp să te obișnuiești cu el ca om. Fără că să... E real. Că e real, da. Păi fără tocmai, să-l... Asta zic... Să stăm acum, deși la masă și vin soțiile noastre și rugă să... Stai-mă, că e așa... Știi care e faza? Eu cred că l-aș ruga să se dezbrace ca să mă simt confortabil, că eu nu sunt obișnuit să-l văd îmbrăcat. Deci, efectiv, bă, Rocco, fața o știu, dar hainele... Da, ce întrebări, tot felul de chestii dubioase, i-am tot pus dacă poartă chiloți. Stai-ți am gândit. Aoleu, și îți place Madonna? Ce melodie de la Madonna? Ce muzică asculti de la Madonna? Ce crezi că aș fi putut eu să-l întreb? Ce tare e asta, ce melodie de la Madonna? Ce crezi că întrebări? Nu trebuia să vorbești normal cu el, nu trebuia neapărat să... Toată lumea era curioasă despre... Delia nu știa nimic despre el. Nu știa nimic despre el. E pură ca și mine. E fraierică și Delia. Cred că nu știa nimic despre el. Bă, e greu, mă, nu știu. Adică Rocco Siffredi, el e oarecum... A băgat capul și în mainstream. Doar vârful, dar a băgat și în mainstream. Adică el e oarecum în mainstream. Nu e așa doar în zona aia. Nu e Nacho Vidal sau nu știu de ăștia care sunt numai... adică e... Despre Pierre Woodman au făcut HBO Ungaria documentar. Da.
am tras acum, vreau să mă uit. Deci, mă rog, Pierre Woodman e mult mai jos decât... Da. Zicea de un coleg de-a lui, nu știu cum, Holmes, nu știu, nu mai știu. John Holmes. John Holmes există? Da. Coleg de-a lui. Nu mă cum. Coleg de braț. Da. Cum ești tu colegul lui C.K.? Exact. cum ești tu colegul cu Richard Pryor, așa e colegul. Da. De stai așa puțin să mă uit și eu la el, că vreau să... Mario Nistor. Asta? Cum e coleg Mario Nistor cu Richard Pryor? Stai, mă. Dar nu era negru John Holmes, mă? Nu. A, deci asta e. Da? Deci despre ăsta a zis Sokol. Era negru cumva. Avea niște trăsături. Black from the belly button down. Da. Deci ideea este că omul ăsta a povestit despre, deci vreo că o să crede, a povestit despre John Holmes așa, că dacă că poate să decoreze toată scena de la umor în spermă. Asta a zis. Că... Bă, cred că trebuie să punem la episod ăsta 18 trebuie plus să punem 20 plus. Da, da, da. 24 plus. Trebuie neapărat să punem. Bă, și asta tot așa. Plus. A. Episod 24 plus. Deci a zis, frate, și l-am întrebat, una din întrebările pe care le-am pus este ce să faci mai ales după 40 ca să dai natural, un remediu natural ca să ai două numere pe seară după 40 de ani. Mm-hmm. Și a zis în felul următor, a zis că se reface sperma după vreo 36 de, nu mai știu, zicea de niște 36 de 12 ore sau ceva de genul ăsta. Și că dacă vrei așa, albuș de ou. Albuș de ou foarte mult. Ați auzit-o aici prima oară doar la între show-uri. Foarte mult albuș de ou să mănânci, că John Holmes mânca foarte multe, că undeva la vreo 20 de albușuri de ou ca să aibă camul foarte mare. Sigur nu vorbea despre incamul. Acum știu că e aiurea, dar sigur nu vorbea despre Peter North. Băi, stai un pic. Eu cred că despre Peter North vorbea. Da. Deci el zicea despre un tip. Caută-l pe Peter North. Eu cred Peter că despre North a Peter fost North. Oarecum coleg. Da, eu cred că despre Peter North. Peter North a fost coleg în 90, da. Aoleu! Ăsta are față de... Da, de deci Peter North. Eu cred că despre... Da, cred că despre el vorbea. Peter North mi-a... Da, da, da. Eu când mai... De ce ai făcut așa? De Peter North mi-a... Ai ieșit de pe ecran? Stai că mă ustru un pic acum. Ziceți voi un pic. Aveți vizin sau ceva? În fine, da, a fost destul de interesant așa că eu am crezut prima dată care-i faza. Noi chiar a fost surpriză, deci fiecare invitat a fost surpriză, nu știam. Și Delia cu Chelu cumva au vorbit cu producători, nu mai știu exact cum s-a întâmplat, dar au început să bage tot felul de vrăjeli. Dintre astea să-mi bage vrăjel, cum că de fapt e, nu știu, ca ce văr de-a lui Rămaru, o chestie de genul ăsta. Și eu eram bine, pana mea, n-am că un primar de nu știu ce, zic, frate, ai umor? Normal că va veni vărul lui Rămaru. Este, ai umor, mă așteptam la chestia asta. Și eram plecat. Rămaru sau Rimaru? Rămaru. A, Rămaru. Da. Criminalul. Da. Iar trebuie să fiu mai specific. Maria, tu nu auzi asta. În fine, și la un moment dat o tipă de la costume s-a dat un pic de gol, că zice, bă, aș fi vrut să fiu acolo, că stai... așa. Da. S-a dat un pic de goală. Aș fi vrut să vin și eu astăzi acolo, nu prea pot, că îți dai seama că aș vrea să cunosc starul ăsta de filme pentru adulți. A, ok, zic, gata, am înțeles. Înseamnă că e un star de filme pentru adulți. Și deja m-am gândit. Da, deci da, da. Ori Sandra Roman, ori Titus Steel. Și eram așa la modul, nici prin cap nu mi-a trecut că e Rocco Siffredi. Și vine... Când mi-a trecut prin cap, nici prin ochi. Și când a venit Șerban, când au venit Șerban cu Dan Badea, acest star are foarte multe premii AVN. Zic, mă lași gata, Sandra Rome. Nu are premii AVN, echivalentul premiilor Oscar. Zic, știu, premiile AVN. Sandra Rome. Nu că e băiat.
Da, mă, bravo. Sandru, Sandru, da, Sandru Rume. Bine, mă, Rocco Siffredi. Sandu Rumen. Sandu... Ce bine sună Sandu Rumen. Sandu Rumen, așa. Ciorbă. Și îți dai seama că am zis așa la modul, la băză, Rocco Siffredi, că l-am nimerit. După aia zici chiar Rocco Siffredi, zici, dă-te bine. Deci chiar a fost cum... Poți să zici lui Rocco Siffredi, du-te-n pula mea? Poți, da, o dată. Nu, dar și a venit du-te-n... și cu soția lui. Era și soția lui cu care a făcut filme, bă, frumoase. N-a făcut foarte multe filme. A făcut cu câteva, dar frumoșică rău și ea, doamne, dar... Oricare. Eu sincer vrei să spun așa, când ne-am cunoscut, foarte, el foarte galant și foarte drăguț cu ea, foarte drăguț cu ea. Hai de vino că vrea soția mea să stea acolo. Și ea părea foarte bossy. Deci părea foarte bossy. Adică la modul Rocco. Și, nu știu, așa mi s-a părut. Dar dacă trăim o mici rămă și de fapt ea l-a scos la produs. Dacă nu avem... Mă rog, ați auzit-o aici în premieră. România te iubesc. Da, mă, oricum, tare. A fost... Deci experiența a fost faină. Nu mai țin minte acum ce întrebări am mai pus, dar a fost mișto să stau lângă Rocco Siffredi. Mi se pare tare ca și cum ai sta lângă... Rocco Siffredi. Rocco Siffredi... Da. Adevărat. Și a fost fix după Maia. El a intrat după Maia, nu? Nu. Sau nu. A, nu, cam... Nu. A, ok, în asta. Da. Nu, e un alt... a fost destul de greu, din ce am înțeles, a fost destul de greu de editat la el, pentru că greu cu traducerea numerelor de stand-up din română în italiană, că era un traducător care... Nu știu, tot trebuia să auzea în cască. Trebuia, da, trebuia să-l și facă, nu se auzea în cască. Cazzo. Trebuia să-i pune și un telefon pe care se vadă. Da, să se vadă. Ce tare asta cum se trece. Da, normal că e greu. Dar nici nu, adică, nu știu, mi se pare aproape imposibil să traduci așa un număr de stand-up și pe loc. Da. Într-o altă limbă și să fie funny, adică... A, asta e partea mai safe, că nu e atât de mult stand-up la limbor. Bine, nu, sau că ar fi în altă parte. Bă! Încetați, băi! Stai mă puțin! Bă, opriți-vă din comentariile alea! Da. Bă, chiar și așa, cumva, felul în care se întâmplă lucrurile în jurul nostru e de bine. Vă zic partea bună. Știți că sunt un optimist incurabil. Știi care e partea bună din faptul că noi cumva suntem la TV acum? Uite, stai să ne luăm niște viori, ca să fim ca orchestra de Titanic. Așa. Hai să cântăm în timp ce se întâmplă de Titanic. Zi. De ce zic că e ok asta să efectiv, ne mutăm? Asta efectiv, aia când cântau că se scufunda Titanic, eu zic, bă, frate, o notă n-am ratat, frate. Asta e partea cântat perfect. Da. Deci partea bună. Suntem noi la televizor e că oamenii care vin în urma noastră, de la The Full Comics și Club 99, au loc așa. Să se desfășoare cât avem noi treabă. Ghiși ce? Ce se întâmplă? Dacă noi nu făceam televiziunea în toamna asta, normal că făceam și noi un concurs de open mic, făceam Cupa 99 și se întâmpla chestia asta și eram acolo noi uite în și jur. Nu se întâmplă Cupa 99, se întâmplă The Mic. Pe 11-14 octombrie la Teatru de Comedie. Băi, The Mic. Și este, cred și că chiar când apare, cât apare ăsta? Marți, nu? Marți. Chiar de azi. Da. Deci de azi începe The Mic cu Cârje la Teatru de Comedie și Festivalul mișto. Internațional deci Mădălin Cârje. Noi, pentru că am dispărut din peisaj, au putut să respire alți oameni. Cumva nu neapărat așa urât cum ai prezentat-o. Adică sună... Foarte interesant, foarte interesant. Bă, ce se mai întâmplă? Deci ce mai bun lucru pentru comedia românească ar fi să dispărem? Acum se desfășoară. Ei vin și fac lucruri. Ceea ce când eram înainte, făceam lucrurile astea. Uite, mă sună Băra că organizează setlist pe nu știu cât octombrie și... Și tare fi să promovăm și noi show-urile de la 99 cu Da, este Băra face un... pe 18 octombrie. Face un setlist. Right on, motherfucker, cu oameni. Și e loc să vină și să facă chestiile astea, cum le făceam noi, cum am stat noi în underground o perioadă și nu că noi vrem aici către la... Eu n-aș, cum să spun, n-aș lăsa chiar așa ușa descuiată
să, că nu e de parcă nu ne întoarcem. Adică e, da, am plecat în vacanță, ne întoarcem acasă. Păi ne întoarcem, mă, dar adică când o să ne întoarcem, o să fie ca de... tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Plus că nu știu, acum televiziunea tu poate, vale uitări. Am zis că tu ai semnat pe două vieți acolo la, da, la Emor, dar cu eu cred că o să ne întoarcem așa... După sezonul 2, da. Cârșe, dă-te un pic aici. Cârșe, vine un pic aici, la, aici așa, vine un pic la braț. Dă-te, dobrătă, dă-te așa. Vreau și eu să fac 5 minute aici la Club 99. Vin băieții, face Popinciuc cu Dobrotă, ceea ce mi se pare o combinație extraordinară, face open mic-ul la Club 99. Adică se desfășoară lucruri pe aici foarte mișto în absența noastră. Nu știu exact cine se ocupă, care e... Da. Impulsatorul. Știi, dar mă bucur că se întâmplă. E cineva loc. Cineva acum deschide Dex-ul, ia pixul și scrie. Impulsator. Om care ar trebui să ocupe de show-uri cât te ofești. Da, mă, nu, ai dreptate. Întreabă, lucrurile se mișcă că, na, trebuie să se miște. E foarte multă și, cerere. Și normal, și au, vin, fac show-uri, toată lumea se simte bine. E foarte bine, doar că ți-am zis, nu e de parcă nu ne întoarcem la loc în vizuină. Păi că... noi, în mare parte, cumva, trebuie să ne întoarcem. Asta e faza. Noi acum cum adunăm nervul ăla înapoi, să ne fie poftă din nou. Bă, sezonul ăsta, mă, e atât de rar am făcut show-uri încât odată la două săptămâni simt că sunt iar la început. Adică... Și, da, sunt, normal. Și iar weekendul viitor, iar nu suntem. Facem, da, și da, tot da, așa, da. Bă, e foarte... Și avem și facem același material. E ca la substanțe, uppers, downers, așa, ba într-o parte, ba într-o parte, ba într-o parte, ba într-o parte și nu mai înțeleg nimic. Și te duci, faci un show acolo în care dai materialul pe care îl știi pe de rost, adică îl știi, e clar, te duci acolo. Și îl dai șină, nu e nimic care, hai că mai improvizezi, hai că mai fac aia, mai, nu știu, să construiești. Rare show-urile în care să te mai duci să construiești, what the fuck do we do? Vii după aia, te uiți la un open mic, zici, băi, ești prost la cap, ăștia sunt mai buni ca mine. Da. Te duci după aceea să-i vezi pe deal de niște oameni sau alții de pe la alte cluburi și așa mai departe și... Și zici, man, ce s-a întâmplat în perioada asta? Da, ai făcut 18 ani de comedie, te duci tu la, ești crazy o perioadă, la facultate, televiziune. Da. Și 4 ani de sfrâu, după aia te așezi la clubul tău. Dar ți-ai făcut, îți găsești și tu un club drăguț. Hai să ne dăm 4 ani atunci. 4 ani, să ne dăm 4 ani de televiziune. Ne dăm 4 ani, dacă ne dau ei 4 ani de televiziune. 3 ani, mai nou 3 ani. Cam 3 ani. La master nu cred. Nu cred că ne băgăm la master. Că faci și noi 3 ani și după aia te întorci și te bagi frumos în câmpul muncii. Ce contract ai semnat tu? Noi nu o să avem 3 ani de televiziune. Da. Stai calm. 3 ani ce? A, mă, că dacă calculezi de când s-a filmat primul... Păi nu calculezi de când s-a filmat. Că... Păi da, așa calculezi. De când s-a filmat, dacă se fac astea două sezoane, mai vii invitat la niște emisiuni și faci 3 ani. Mă, mai duc la Splash. Da, mai ai niște restanțe la Splash și la... Da, rămân pe Splash. Te cunosc de Bills! Rămân pe vară la Splash. Rămâi pe vară la Splash, exact, da. Am văzut da. Pe... Ai fost la mare, mă? Când? E. Când? În general. Ok, în general. Da, dar da, asta zic, se întâmplă. Se întâmplă lucruri și mă bucur foarte tare că se întâmplă chestiile astea. Da, mă. Ca să știm exact de ce nu avem loc acolo. Că până acum bănuiam. Acum aflăm. E mișto așa. Mi se pare ok. E super tare. Da. Este extraordinar. Asta vreau să spun. Este da, foarte, mă, foarte, e foarte tare. Este foarte, foarte tare. Să oprim comentariile la episodul ăsta. Nu, mă, da. De ce las acolo? Și altceva ce deci, mai n-avem în afară săptămâna de... asta, uite, nu știu avem ce... Avem astăzi show la Constanța, dar deja sunt două sold out și nu mai avem ce să mai da, asta e ok. Anunțăm. Mai avem Botoșan și Suceava, niște da, show-uri tot 20, așa cu numai 20. La noi. Da. După care se cam termină sezonul numai la noi, numai la noi și da. Trebuie să ne gândim pentru data următoare eu ce facem. Mă, că am schimbat materialul. Eu, adică nu acum știu în de toamnă, ce. Nu mai, dar nu m-am... Și da, la păcat, pentru fie. Că, da, e... După aia când o să mai mergem, o să am material de acum și o să fie... Păi de ce nu dai? A, fine, nu mai. Nu mai știu, nici mai da. Știu că era setul din primăvară și mă bucură că am niște chestii noi și știi cum e, că da. Îți dau o gură de aer așa, parcă îți dau viață să le zici pe alea noi, știi? Da, așa da. Este. E bine, e foarte bine.
Nici nu să nu exagerez cu chestia. E foarte bine. Nu, asta este pozitivitate. Costel, e pozitivitate toxică. Pozitivitate toxică, pozitivitivism. Ce mai dă-ne, te rog, fiu, mă mai bă, să încerc să mă gândesc de... la ce m-am mai uitat. V-am zis asta că m-a deranjat Marc Maron. A, Marc Maron, da. Unde ne-ai zis? Că am fost la Craiova. Dar spune de telespectatorilor. Teleonlinerilor. Nu, mă gândeam așa la ce... Ce am mai făcut săptămâna asta? Bă, nu prea am făcut chestii săptămâna asta. N-avem mai ce asta. Să povestim. Da, mă, asta e nasol. Deci, da. Am stat acolo. Ce vrei să povestim? Da. Că am filmat pentru Râs cu Roast la Antena 1 și că am, a fost fucking cringe. A fost cringe. Deci este, mai, voi n-aveți idee bă, cât ne consumă, nu din viață, din suflet. Din suflet, da. Deci o să ajung cu sufletul handicapat la judecata de apoi. Da. Deci nu, trebuie să... Trebuie asta, mă, trebuie ceva în afară de sport. Trebuie niște creativitate pe lângă. Și creativitate... nu cred neapărat stand-up. Da. Să faci altceva creativ, ci că îți dă foarte multă energie când creezi. Muzica, dacă... Nu am mai făcut mult, de mult muzică. Dar ce ai vrea să faci? Ce crezi că ești, la ce crezi că ești tu bun? La desen ai ceva? Nu, deloc și eu sunt pământ la desen. Nu, nicio treabă. Zici că mâncați-aș gura ta, dacă te uiți la mine cum desenezi, zău? Este Doamne. E ciudat că tu ești destul de creativ așa. Da, dar adică... la desen varză. La desen sunt cel mai varză. Dar la muzică ești ok. La muzică sunt acolo, e ok. Trebuie să ne facem band-ul ăla, mă. Eu sunt pe tobe, bă, tobă, vreau neapărat tobe. Fii atent că mi-a zis un tip că sunt tobele alea electrice. Bă, am auzit și eu că sunt foarte mișto alea. Sunt foarte mișto și s-aud foarte da, bine. S-aud și foarte să, bine. Care e faza, poți să bați în casă, știu. Că-ți bagi în căști. Dar tot s-aude. Dar, păi nu, asta am auzit. S-aude, normal, nu am auzit tare. Am auzit că au scos, nu știu, de la Yamaha. Vii, mă, că hai să ne facem formații. Fiți atenți că am o idee. De la Yamaha au scos să... ca să aibă și reculul ăla, exact ca la... Da, e foarte tare, să... așa. Tu ce poți să cânti? La triunghi electric? Bong, la gong? Bă, nu, mă, la triunghi electric. La triunghi electric. Nu, dar ce ar fi super tare? La tot să... Am un garaj. Să v-am facem... zis de povestea mea cu garajul? Da, v-am zis. Da. A, m-am gata, mă, la tine în garaj la facem. La mine în garaj, oh garaj, my band. God, ce tare, garage band. Ok. Dar știi cum faci? Bă, legi, bă. Deci, da, efectiv, când ce-ați trebuit de legi. Și să ne luăm împreună un Porsche? Dar nu, dar nu aș păi da așa, numai eu păi bani și pe eu îmi iau, oricum trebuie să mă pregătesc. Îmi iau acasă alea tobele electrice. Da, și toată lumea, deci eu cânt la clapă electrică. Tu vii la căști. Toată lumea cântă la căști. La triunghi electrică. Putem să cântăm și în parc. Putem să cântăm oriunde. Bă, deci a avut Costel când face toată lumea, când face air drum-ul ăla pe melodie. Dacă îi pune niște tobe, să bam, 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 bam. Da. Deci așa facem și facem și la chitară de rog. Dar chiar mă, nu, trebuie să tu ești la chitară. La chitară. Da, da. Sau bas, ești băsist? Băsist, da. Bă, trebuie neapărat să, dar neapărat electric, că noi să nu facem zgomot acolo. Eu n-am ritm, dar nu cred că asta contează. Dar știi ce ar fi cel mai fain? Găsim ceva și îl pârțim pe ăla. Să cântăm la căști. Când noi în căști o să ne simțim super. Dar nu ne punem ce cântăm noi în căști. Ce punem altceva. Pune altceva, asculti? Dacă o să și filmăm treaba aia, știi? Da. Să filmăm exact cum se aude. Da, mă, la bas mă bag. La bas mă bag. Sau cum se aude când avem noi căștile. La noi în căști se aude foarte mișto. Știi cum facem? Facem exact cum a făcut, a zis lui C.K. că au făcut Beatles când au făcut albumul ăla pe bloc. Și facem așa, ne vedem în fiecare dimineață la 9 la Costel în garaj. Da. Și stăm până la 5 și facem, scoatem album. Da. Jure de grafic, mamă, de ordine. Deci tu ești la voce și la clape. Okay. Da, voce la și clape. Deci la tobe și eu sunt la bas și triunghi electric. Da, eu ți-am zis, eu o să fiu și la clape și la chitară, pot să cânt la mai multe. Aaa, frate, dă-te mare, ola mea, și la Snap Revolution și la Humor. Și la clape și la chitară. Și la clape și la chitară. Numai și după aia pot să fac și video VJ. Și deci vocea tu ai voce, nu? Ce voce vei avea? Ca să știu când ce se zbate. Păi zi, cum vrei, dacă vrei pe medii sau dacă vrei pe nape. Dăm ceva, primul nostru hit, care o să fie primul nostru hit? Castanele. Castanele, bun. Castanele? Stai o leacă. Așa, zi vocea ca să știu unde mă duc. Castanele. A, nu, pe vezi, nu? Mea, așa castanele. Iris. Castanele. Oh, 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 oh.
puțin. Wow. Nu mi-a dat nimeni niciun re. Dă-mi un re, bună mea. Ne dau ăștia fără de la noi de informații. Da, da. Castanele. Castanele. Dar stai puțin, în primul dar rând. Dar ce stil cântam? Ce stil cântam? Asta vreau zic și eu. Bă, ce, unde eu mai duce, eu fiind basist, eu mai duce spre funk. Funk! Bine. Funk trebuie să... Castanele! Yeah, castanele! Ia să caut eu funk... Castanele! Funk drums! Castanele! Mi-a luat castane în cap! Mi-a luat castane în cap! Când era mic! Castane în cap! Gata mă, funk drums! Asta o să studiez, uite! 105 BPM! Ce vorbești, mă? Nu știu, eu mă duc direct în slap, ăla de mai greu de făcut, că dacă tot nu știu să cânt, deci să nu știu. Asta, să nu... eu pe ăsta, pe ăsta îl învăț. Deci, eu o să mă duc în slap, că e așa, foarte greu, da, știi, tehnica aia, da. Și mă gândesc că dacă nu știu să cânt în orice caz, de ce să nu știu să cânt la cel mai înalt nivel? Adică, da, 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 da. Și asta să greșesc, de ce să nu greșesc cel mai șmecher? Surpriză. O să cântăm și melodia Castanele. Da, mă, bravo. O să aducem band și cântăm melodia. S-a schimbat echipa tehnică de producție și nu știu dacă ei știu unde e sertarul ăla, dar se deschis sertarul ăla. Schimbat aici de coro și Nu, sigur, sigur facem melodia Castanele. E sertarul ăla, nu l-a aruncat nimeni, da? Deci e sertarul acolo, da. Să trage sertarul ăla să punem proiectul Castanele. Deci e melodia Castanele. Ridică n-am chef de băieții mei și bagă Castanele de dedesubt. Cum se cheamă albumul? Cum se cheamă albumul? The Greatest. Nu, The Funky Fox. The Funky Fox, albumul. The Funky Fox. Nu e, e formația The Funky, Funky Fox. Da, da, da. The Funky Fox. The Funky Fox. The Funky Fox. Deci formația The Funky Fox. The Funky Fox. Și albumul se numește We Fucking Funky. We Fucking Funky. Deci da, formația The Funky, Funky Fox. The Funky Fox și albumul We Fucking Funky. Da. We're fucking funky. We're fucking funky. Da, da, și prima piesă Castanele. Prima piesă Castanele. Prima piesă Castanele. Deci The Funky Fox. We're funky. Mi-a luat castane în cap. Mi-a luat castane în cap. Deci gata mă. Gata mă. Două pizi de proaste, dă-te la o parte. Vine The Funky deci, Fox. Deci așa, albumul care este We're fucking funny. Ce vorbești, mă, we're fucking funny. We're fucking funny. Este superb. Deci tot ce avem, deci este tot perfect. Tot. Tot ce mă enervează foarte tare că s-a distribuția făcut deja. S-a făcut deja ideea asta. Distribuția albumului. Cine? S-a făcut ideea asta cu formația care nu scoate niciodată nimic. Da? A făcut-o Boierescu, care era redactor șef la Playboy sau ce. Au avut eu un proiect ăsta cu formație care... E, nu contează, toată lumea a uitat. Făcut-o noi odată, am mai făcut odată. Cu două pizi de proaste. Da, și două și condamnații. Trebuie să apară, trebuie să apară featuring. Trebuie să facem și condamnații cu Dobrescu și Mocan. Funky Fox featuring două pizi de proaste. Ce două pizi de proaste? The Funky Fox și două pizi de proaste. And the Grammy goes to The Funky Fox and două pizze de proaste. Două pizze de proaste. Două pizze de proaste with their hit single Castanele. Bă, neapărat, știi ce facem? Neapărat trebuie să vorbim. We're fucking funny. Acum că... Fucking funny. Dar nu weird, that's fucking funny. Nu, we fucking funny. We fucking funny? Da. 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 We fucking funny. We fucking funny. The fucking fucks. Ok. Este foarte trebuie neapărat. Ce să facem? Hai să mergem cu smiley. Nu mai comedie, nu mai avem. Să ne facă linia melodică așa la smiley. Nu, mă, facem noi. În garajul meu, deci. Da, tot facem în garajul meu. Chemăm pe smiley la noi în garaj. Da, 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 da. Să ne înregistreze acolo ca să prindă feeling-ul ăla raw de garaj. Ce să facem? De middle age de căcat. Facem din star documentar. Deci pornim eu zic cu documentar. Ah, da, semnăm cu Netflix. Mi-e place foarte mult meta. Mi-e place foarte mult meta. Părerea mea este să facem un documentar despre cum noi plănuim documentarul.
Da. Documentarul să fie despre cum noi plănuim să ne începem care cu un documentar. Și vreau să adaug ceva. Making of the making of. The making of of the making of. Și vreau să mai adaug ceva. Cum era pe vremea lui Beatles. The story behind the making of. The rise and fall of the story of the making of. The making of. Cred că asta ar fi cea mai tare fază. Cariera noastră se termine când scoatem piesa. Da, deci da, totul da, să da, meargă da. Extraordinar până da. Acolo. Și când am scos piesa mea să fie și da. Așa s-a terminat. Ce tare. Cu primul lor single cariera s-a terminat. Și vreau neapărat să facem chestia asta. Vreau, țin neapărat că am văzut aceste... Deja trebuit. Avem pretenții. Începem să ne certăm. Don't speak. Știi să... Vreau neapărat... Neapărat să facem a doua melodie de fucking funny. Este cum industria asta ne-a despărțit, ne-a separat. Păi da, de ce nu prima? De ce să nu fie castanele despre cum... Începem exact cu asta, cum da. ne-a cât de greu ne-a fost până acum. Greu ne-a fost, da, da. Că noi nici nu ne-am format și ne-am despărțit. Nu, dar trebuie vreau asta, că am văzut documentarul cu Beatles. am văzut documentarul cu Beatles cu o grămadă de femei din toată asta, cu isteria aia. Așa. Ar fi mișto să facem o isterie, dar cu una, o singură femeie, cu șase polițiști. cu o singură... Noi n-avem isterie în pumii, avem o isterică. O isterică, o doamnă în vârstă. Vezi, care îi datorăm niște bani sau ceva. Nu, de ceva. Care țipă deasupra zi, nu mai cântăm în garaj. Nu mai cântăm, da, da. Coterași. Și polițiști care intră peste ea în casă. Și o țin. Așa da. Cât cântăm noi 7 ore pe zi. Castanele. Aoleu, doamne. E foarte fain. Da. Da. Bă, da, gata. Bă, am râs. E foarte funny. Mie mi se pare extraordinar episodul ăsta pentru că ne-am Giveaway. Da, foarte mișto melodia. N-am zis de giveaway? N-am nu, zis. Acum zicem de giveaway. Giveaway, avem ca să vă cumpărăm bunăvoința, pentru că dacă nu merge altceva trebuie să vă mituim. Ne-am gândit să vă șpăguim cu niște invitații la Jimmy Carr, la show-ul de data de... Da. 18 octombrie. Din 18 octombrie? Sigur? 18 octombrie? 18, da? 18 octombrie. Bagam 18 octombrie. 18 octombrie. Salut, Toma. Show la Jimmy Carr. Ni s-a comunicat să nu ne mai complicăm, să zicem, detalii. Detalii în descriere. Da. Și puteți să mergeți moca la Jimmy Carr. Bine, care... S-ar putea să vă surprindă, s-ar putea să facă ceva nou, s-ar putea să aibă niște glume scurte, foarte, foarte dark și violente, foarte greșite. Nu putem ști, omul e nebun, tot timpul schimbă ce face. Da, da, s-ar putea să râdă deloc, ciudat. Deloc n-am putut să limit. Da. Mi-e rău acum. Jimmy Carr. Nu pot. București. Nu pot. M-am blazat. Gata. Blazate-i. M-am blazat. Vrei să mergem să fumăm blazați? Da. A fost foarte bine. Deci chiar a fost un episod bun. The Funky Facts și We Funky Funny. E foarte bun. Vă mulțumim foarte mult că mai veniți pe la... Cumpărați-ne albumul The Funky Facts. Cumpărați tricourile. În descriere aveți albumul. Tricourile, am făcut căni, am făcut absorbante, am făcut... avem mărci pentru toată lumea. Avem pixuri, avem calendare. Și turneul național de Funky Facts, nu uitați, Dobrota Turnul Severin. La Dobrota Turnul Severin. O să fie la Dobrota acasă. Dobrota acasă, da. Avem Bârlat. Venim la Dobrota acasă. Venim la Mirica acasă. Mirica acasă, peste tot. Da. Ne găsiți. Ne găsiți în casa comediantului vostru favorit. Da. Da. Hai. Bun. Pam, pam, pam.